Bună, bună! Gătim cu plăcere din plăcere. Haideți să o facem. O să încep cu o prăjitură. Super delicioasă, ciocolătoasă. Avem nevoie de 3 ouă întregi. Un praf de sare. 130 de grame de zahăr. 50 de grame de cacao. 130 de grame de făină. Și un praf de copt. Da? Batem întâi. Am bătut foarte puțin ouăle cu sarea. Acum încep și bag cu îndreptat zahărul. Am bătut până am dizolvat zahărul. Acum pun peste făină un praf de copt de 10 grame. Și încep și pun treptat făina cu praful de copt. Am 30 de grame de unt topit și răcit pe care o să-l pun. Am dat drumul la putere la 80 de grade. Am tapetat pe tavă. Tava mea are 29/19. Încălzi la 80 de grade pentru 25-30 de minute. Facem testul cu obitoarea. O să vă și rețeta și sub video. Și va este mai ușor, așa aici vedeți doar modul de preparare. Amestecați bine pentru a nu fi cocoloașă. Întindem blatul uniform și îl dăm la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 25-30 de minute. La cuptor, 180 de grade preîncălzit, 25-30 de minute. Nu pregătim crema acum, doar când vedem că este blatul răcit. Cum blatul nostru este un cuptor, eu vă spun rețeta și la cremă. Deci avem nevoie de 8 albușuri, 300 de grame de zahăr pudră, eu l-am vanilat, 10 grame de gelatină, 100 de ml de apă. Am 250 de grame de fructe de pădure. Folosiți afine, coacăze, ce vă place. Eu le am proaspete. Deci asta este crema. Glazura am 250 de grame de ciocolată amăruie și 50 de grame de unt, care o să fac la microunde. Dar toate pe rând. Deci asta este toată rețeta la prăjitură.
Acum o să pregătesc un tip de mâncare, o rețetă italiană. O să pun un pic de ulei. O să fac cannelloni umpluți cu carne tocată, da? Deci cannelloni este un tip de pastă pe care îi umple cu carne tocată. Și facem pentru carne tocată, pentru a umple cannelloni avem nevoie de am 400 de grame de carne de porc vită, o ceapă potrivită, un cățel de usturoi și un morcov. Acum o să tai ceapa și o pun la călit. După o să rad morcovul, îl pun la călit, zdrobesc usturoiul, îl pun și pe el. După pun carnea tocată, sare, piper, condimentele dorite. Eu nu pun decât sare și piper. Un pic de pastă de tomate și lăsăm la foc pentru 5 minute. Și acum călesc ceapa și puțin usturoiul. Rad pe răzătoarea mică morcovul. După cum carnea măcinată, carnea tocată, un pic de pastă de tomate, sare, piper. O las la foc. După ce se răcește, cu lingurița umplem cannelloni. Mai avem nevoie, eu am falaot, dar depinde cum vă place. Poate vă facem mai mult sosos, mai puțin, mai... Da? Eu am 400 de paste de tomate, 400 de beșamel. Pentru deasupra, când este gata, cașcaval ras. Am 100 de grame. Cuptor preîncălzit la 180 de grade pentru o oră. Deci am călit puțin ceapa, morcovul și usturoiul. Acum o să pun carnea tocată. O să o amestec bine pentru a nu rămâne cocoloasă. O să pun sare după gust și piper. După ce este amestecată bine, pun cam 100 de pastă de tomate. Puteți folosi și roșii în bulion, dacă sunt bucățele. Și aici, cum v-am spus, beșamelul și pasta de tomate, depinde cât de mult sos vă place. Și acum lăsăm la foc. O să pun și puțin pătrunjel verde. Și după umplem, când se răcește un pic, umplem cannelloni. Le lăsăm cam 5 minute la foc. Acum punem pe fundul la o tavă, eu folosesc un vas de iena, punem pastă de tomate. Și umplem cu lingurița, deci ținem cu un deget așa și cu lingurița umplem, punem două degete pentru a nu curge și cu o linguriță umplem cannelloni cu carne. Nu îndesăm mult, doar puțin. Da? Deci așa. Îi umplem pe toți. Punem două degete și îi umplem pe toți.
și așezăm aici, în tavă. Așa îi facem pe toți, îi umplem. Blatul meu este copt la 25 de minute. Faceți și testul scobitoare. Acum o să las foarte puțin să se răcească. Îl scot din tavă, îi scot iau hârtia de copt și îl las să răcească ca lumea. I-am umplut pe toți. Am pus un rând de desubt. O să pun și beșamel. Deci pune spate de tomate și beșamel. Din belșug nouă ne plac. Ne place să fie foarte mult beșamel și pastă de tomate. Acum mai venim și mai punem un rând. Și acum umplem cu pastă de tomate și beșamel. Cuptor preîncălzit la 180 de grade. Pentru o oră. Eu o să-l acopăr cu celălalt vas, care nu aveți capac la vas sau la tavă, puneți hârtie de copt după folie de aluminiu. Înainte cu 10 minute de a fi gata, deci la 50 de minute, luați folia de copt, folia de aluminiu și hârtia de copt și radem 100 de grame de cașcaval. Deci blatul este rece, i-am scos hârtia de copt, am pus înapoi în tavă. Prima oară am pus la hidratat gelatina. Acum depinde de tipul de gelatină care îl folosiți. Eu am folosit acest tip de gelatină, cum sunt în Italia. Am dizolvat în apă călduță. Și las la hidratat. Acum o să bat albușurile. Prima oară singure și după o să încerc să pun zahărul. Să storc gheama de la o jumătate de lămâie. Deci l-am bătut cam 3-4 minute albușurile și acum o să pun gelatina. Nu se mai amestec foarte puțin.
Acum o să punem. Un strat. Întindem frumos. Și aici o să pun fructele. Punem la rece pentru o oră. După o oră o scoatem și facem glazura. La rece pentru o oră. Acum vreau să fac un mușchi de porc la cuptor. Deci o să tai mușchiul felii, dar prima oară o să... Deci am un vas de iena, o să pun ulei de măsline. Aici am 3 cepe, 2 cățe de usturoi. Aici am câteva roșii. Mai avem nevoie de felii de brânză topită, pesmet, dar toate pe rând, da? Deci o să facem pe pat de ceapă și tăiem ceapa așa. Da? Ceapa și usturoiul le tăiem așa și după tăiem carne. Am tăiat ceapa, am zdrobit usturoiul. Acum o să pun sare, piper, o să amestec foarte puțin. Și o să vin cu carnea. Carnea am tăiat-o de această grosime, da? O să pun bucățile de carne. O să mai pun un pic de ulei. Sare, piper și o să vin cu feliile de roșii, da? Am tăiat roșiile felii și o să vin cu feliile de roșii peste. Pun la cuptor la 180 de grade pentru cam 30 de minute. Scot și pun presat pe deasupra pesmet. Mai pun alte 30 de minute. Scot și pun brânza topită, tăiată feliuțe și o mai las cam 5 minute. Și este un deliciu. Da? Am uitat să vă spun, tot așa o închide cu hârtie de copt și folie de aluminiu.
după o oră la rece, am scos-o și am demontat, da? Tava. Acum, nu las pe aici că am cuptorul încins. Acum o să opresc la microunde ciocolata cu untul. Le amestec bine până se face glazura. O las foarte puțin să nu fie fierbinte. După o turnăm așa peste prăjitură. Deci amestecăm glazura bine. Eu am făcut-o la microunde. Puteți face și pe baie de abur. Amestecăm bine. Și acum o punem peste, așa peste lingură, să nu curgă direct pe... Lăsăm să curgă și pe margini. Și o punem înapoi la frigider pentru încă 30 de minute. Deci am scos canelonii și punem un strat de cașcaval. Și mai punem din nou la cuptor pentru 10 minute. Acum neacoperiți, lăsați doar așa, da? Deci fără să fie de copt, fără nimic. Canelonii sunt gata. Vă asigur că sunt un deliciu. Foarte mult sos bechamel, adică foarte mult, exact cum ne place nouă. Sos bechamel, pastă și cașcavalul. Cum să se răcească și sunt gata pentru servit. Îi recomand. Înainte cu 10 minute, deci cam la 50 de minute, am pus pezmet. Am lăsat încă 5-10 minute și acum l-am scos și pun brânza topită pe liuțe. La preferință, dacă nu doriți, nu o puneți, dar nouă ne place foarte mult așa. Încă 50 minute la cuptor, așa desfăcută. Este gata și mușchiulețul și mușchiul la cuptor pe pat de ceapă. Dragile mele, este bunătate. Tăiem așa și luăm câte o felie de mușchi, băgăm paleta și luăm cu ceapă cu tot. Este patul de ceapă, mușchiul, roșia, felia de brânză topită. Deliciu! Gata și prăjitura. Cade telefonul. Rapide, delicioase, la îndemâna oricui. Super, super bune. Dacă aveți gusturile mele, încercați cu încredere rețetele. Vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit până la sfârșitul acestui video. Doamne ajută!